Noi poate vedem monstru, Nata, da, iarăși. Creierul uman e divers, colorat, înțelepciunea conceptuală la unul e de o culare, la altul de altă culoare. Și că la câțiva kilometri din noi, pe Nistru, un regim criminal își asumă puterea administrativă de stat inexistent și se adresează inclusiv Federației Ruse pentru ajutor. Că până la urmă șine, dacă nu ei, amu să te ajute. Vedeți cum ei și l -alți, tot așa îi? Ajută? Dar despre asta, în mai multe detalii, o să vorbim cu Irina Tabarană de la zona de securitate, pentru că săptămâna asta, în stânga Nistrului, s-au întâmplat marele, mult vociferatul, grăitul, menționatul congres al deputaților de toate nivelurile uh, și straturile. Noroc, Irina! Salutare! Nu vreau să încep cu fraza, că da, eu v-am spus, ați văzut că am avut dreptate. Dar <laughs> da, chiar fă. Asta, chiar fă asta. Dar eu mă bucur că faptul că noi suntem atât de prezenți și atât de conectați la stânga nistru ne ajută să facem anumite previziuni și să, să fim corecți în ceea ce spunem aici la internetul grăiește inclusiv. Da, a fost marele Yesd, marele congres la Tiraspol și toată presa internațională era cu ochii pe regiunea transnistriană pentru că tot ei au făcut această zarvă în jurul ei și se așteptau cu toții că rezoluția finală a congresului va menține doar o adresare către Federația Rusă și Putin. Dar nu a fost să fie așa pentru că regiunea transnistriană nu este în măsură să decide așa să deciză astfel de adresări. Și aș mai vrea aici să accentuez despre faptul că nu sunt ei deputații pe care și imaginează lumea care aude despre acest congres. Deputații în stânga, Nistrul, asta înseamnă și consilierii sătești și consilieri raionali, persoane care activează în grădinițe, pe la diferite întreprinderi agricole, care activează în școli, care activează în spitale, persoane care locuiesc în regiunea Transnistriană, au pașapartea Republicii Moldova și eu sunt sigură că ele nu ar fi votat o alipire cu Federația Rusă, chiar dacă li s-ar fi pus în față că uitați, e decis deja, doar ridicați uh, acele Planș, planșe sau cum se mă numesc? Pancarte. Pancarte, da. Uh -huh. Uh -huh. Uh, și deci nu a fost să fie? Uh, vreau doar să, pentru a spune mai departe ce cred eu despre uh, de ce nu s-a întâmplat această cerere de anexare, să-l ascultăm pe pretinsul uh, speaker al Parlamentului de la Tiraspol, care este un uh, bărbat originar din Bălți cu acte în regulă la SP, care traversează frontiera de stat cu actele moldovenești. Așa că să-l ascultăm ce spune el despre situația regiunii transnistrene. Da, asta e un detaliu tare important, apropo. Noi nu trebuie să uităm că în stânga Nistului sunt cetățenii Republicii Moldova, care, fiind conduși de un regim criminal, și ajutori la Federația Rusă. Cum îl cheamă Corșunov pe asta, da? Da. Primul Narodă обращаемся ко всем нашим партнерам и международным структурам, которые имеют влияние на должностных лиц Республики Молдова, с требованием заставить их отказаться от политики экономического удушения Приднестровья, не допустить превращения Приднестровья в резервацию или где-то 21 века. Экономическое удушение Приднестровья. Wow. cuvântul rezervație chiar din gura lui Korșunov, pentru că așa și este, așa au transformat-o ei, acest regim, într-o rezervație unde nu există drepturile omului și vorbea despre un ghetou al secolului 21. Ei foarte mult iubesc să facă aceste paralele cu ghetourile evreiești din perioada războiului mondial, al doilea război mondial, dar ei, nu urmă, dau seama că singuri fac aceste ghetouri și au transformat regiunea transnistriană, mai ales în pandemie. Ei chiar au, făcut -o, au impus o carantină care chiar a transformat-o într-un într ghetou. Și uh, mesajul lui, de ce l-am ales? Pentru că, de fapt, asta a fost scopul acestui congres. El a fost uh, pentru Chișinău. El nu a avut scopul uh -huh. de a se adresa Federației Ruse sau uh, lui Putin. El a fost pentru că și Chișinău de a-l speria, de a ridica cumva uh, nivelul sau mai este, uh, să mai spune la noi, de a ridica ștanga. Uh, 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 Irina, dar explică-mi, te rog, cu da. ce încearcă ei să sperie autoritățile noastre? Eu nu am auzit niciun fel de ultimatum, eu nu am auzit, adică eu nu am văzut ce se pune pe cântar. Cu ce s-au adresat ei la autorități în afară de faptul ca presiuni ca să ne lăsați în pace? Și dacă nu ne, nu ne lăsați în pace, voi ce faceți? Ei, în primul rând, cum ai spus tu, vor să fie lăsați în pace pentru că sunt deranjați. 32 de ani au putut să facă scheme, au putut să facă business, au putut să facă contrabandă. Și în momentul în care guvernul de la Chișinău a decis să pună cumva mâna pe ei și au această ocazie datorită războiului din păcate din Ucraina că pot să controleze ce intră și ce iese din regiunea transnistriană și ultimatumuri nu sunt. Deci ei pur și simplu au venit, au votat și nu s-a întâmplat nimic. Noi la zona de securitate am scris că a fost o rezoluție mai timidă ca în cea din 2006. Deci, după Congresul de atunci, au urmat acțiuni concrete. Deci, s-a făcut acel referendum unde s-a decis că vor, în proporție de 97%, să fie în componența Federației Rusiei. Desigur că este un referendum ilegal și nu poate să aibă niciun efect juridic atâta timp cât este pe un teritoriu unde există o armată de ocupație, în primul rând. Și după asta, deja ne gândim dacă au fost ele falsificate acele rezultate sau nu. Deci după acest congres de săptămâna asta nu va urma nimic, doar o rezoluție din șapte puncte, presa internațională la fel doar accentuat că este către Rusia, dar nu este doar către Rusia, este uh -huh. către OSCE, este către ONU, este către Crucea Roșie Mi este interesant uh -huh. ce vor să obțină de la Crucea Roșie, am scris că poate vor ajutare umanitare direct în supermarketurile șerii Está <laughs> o corredor verde... pentru a exporta produse cu dublă destinație direct la Moscova deci cam asta e miza lor probabil, dar asta, mai, asta confirmă încă un lucru pe care l-ai spus, l-ați spus și voi la zona de securitate, dar și tu săptămâna a trecut la internetul grește. Iar iarăși prilej pentru Irena, spună dar eu v-am spus trebuie de transformat rubrica asta, dar eu v-am spus pentru că asta pare să fie un, un congres, sau cum zic o adunare în susținerea grupurilor principale de interese financiare, mafioze din stânganistrului, trăiască cu că trebuia să scandeze. Mai la fel a spus. Că ei, de fapt, la acest congres au spus, dați-ne bani și lăsați-ne <laughs> în pace. Dar eu nu cred că Chișinăul îi va lăsa în pace acum, după ce au văzut, că mai mult de un congres amărât nu pot să facă. Și asta este bine. Și asta este din cauza că, cum am spus data trecută, armata rusă este departe. Și presiunea lor a fost, sau intențiile lor, au fost de a pune presiune doar pe Chișinău, de a nu trece la etapa următoare pe care o au cumva în vizor autoritățile. Dar eu vreau să cumva să închei chestia asta cu congresul, care am văzut comentarii că a fost un fâs, de fapt sunt rezultate, poate se întreabă cei care ne privesc. Deci, un deputat din Duma de Stat a Federației Rusiei, instituție la care s-a adresat Tiraspolul, a spus că cum o să primească solicitarea, imediat se vor apuca de ea. Deci, asta e de mare criza la Tiraspol. Deci, nici nu există porumbei pentru a le trimite în Rusia cu acel răvaș. Nu expresia, în... expresia feței a lui acest Zatuline ideală pentru răspuns. Mă răsmotrem, poate mai Da, <laughs> Foarte da. Frumos. Deci nu există încă un răspuns punctual. Este reacția Ministerului de Externe de la Kremlin că orice solicitare de la Tiraspol este foarte minițos acolo analizată și neapărat îi vor ajuta. Dar imediat după acel congres, Ignatiev a vrut să specifice că este vorba de o solicitare de ajutor diplomatică. Deci măcar nici nu financiar au cerut ajutor. Și ulterior, Krasnoselski a dat un interviu pentru gazeta de stat rusă a parlamentului rus că nu nici ceva prosim, nu vrem să ne în pace. Deci noi mm -hmm. nu cerem nimic, doar să fim lăsați în pace. Băi, dar serios, câte da. straturi poate să aibă această glumă? E, deja, e a început ca o glumă foarte bună. Niște oameni cred președinți sau prezidenți și au inventat un stat. E de râs. Pentru 5-6 ani e ok să povestești istoria asta. Dar după asta e și ajutor diplomatic. Asta e ca și cum Lavrov sau cineva de sub Lavrov să trimite Moldovei o notiță și spună, vă rog frumos, aveți grijă de propria voastră țară coloian. Ian. Mm. Ah, ok, Vă -am că... amintiți, Corșună vă spunea în declarația lui că toți partenerii noștri, ei nu <laughs> au parteneri. Republica Moldova are parteneri și ei, fiind în componența Republicii Moldova, pot să apeleze la cei parteneri prin Chișinău și punct. De ce totuși vorbeam și cu voi când pregăteam această intervenție, că este necesar să explicăm de ce s-au agitat ei atât de mult la Tiraspol și noi la zona de securitate din 1 ianuarie tot explicăm și încercăm să ajungem la cât mai mulți oameni și aici la internetul grește am vorbit despre acele taxe. Uhum. Ce taxe au început să fie operate sau să fie luate de la agenții economici din stânga Nistrului? Este vorba de taxele vamale, nu este vorba despre TVA, nu este vorba despre uh, uh, accize și aceste cifre sunt de fapt în primele două luni s-au luat cam mai, puțin mai mult de 10 milioane de lei deci asta este suma taxelor vamale care au fost plătite de către agenții economici din stânga Nistrului. Și aici, din nou, să fim atenți la cuvinte. Ei, de fapt, sunt agenți economici moldoveni. Ei nu sunt agenți economici transnistreni. Ei singuri au venit la ASP, s-au înregistrat și exportă cu Made in Moldova, deci, trei pătrimi din exporturi sunt Uniunea Europeană și eu cred că ei stare bucuroși că au această posibilitate să o facă. Dar știi cum spune Krasnoselski despre această posibilitate? Că uite, Uniunea Europeană foarte bună și binevoitoare ne-a permis să fim parte din acordul de liber schimb, dar Moldova ne pune bețe în roate. Dar el nu spune că dacă nu ar fi fost parte din Moldova, nici nu ar fi avut această posibilitate. Și tot materialul tău, eu aș recomanda oamenilor, prieteni, vă faceți timp și intrați pe contul Zona de Securitate de YouTube. Există acest video despre taxele vamale, un video de 20 de minute superb, care îi explică, e, mult de explicat, dacă aveți chef, dacă aveți atenție, să ascultați ce spune Serebrean, ce spune guvernul de la Chișinău, ce spune Irina Tabaranu, traducându-ne termeni necesari pentru noi și de ce... E evident că acolo stă un grup de oameni care trăiesc din niște surplus de bani și dacă cumva guvernul de la Chișinău a zis, dar stați-o leac, conform calculelor lui Serebrean, cât erau? 60-50 de milioane de lei? De fapt, aceste taxe va male. Deci total, două, trei, da, pentru anul uh, trecut pentru anul ăsta încă nu avem cifre. El estima deja, sunt niște date mai noi, că vor fi cam, o, va fi mai mult, va fi 150 de milioane. Pentru uh, anul ăsta, da. Da. Dar hai să-l ascultăm pe Serebrean imediat după congresul de la Tiraspol. El a avut un interviu la Euronews și a pus o întrebare foarte pertinentă. Eu sper că el o adresează și la Tiraspol. Un clip, Să Se vadă cheltuierile pentru miliție, pentru securitate și pentru armată. Și i-am sfătuit de foarte multe ori acest lucru. Cheltuierile militare sau de securitate ale acestei regiuni sunt exagerate. Regiunea transnistreană este probabil printre zonele, după Königsberg, probabil că cea mai militarizată zonă în momentul de față. Deci e o estimare a unui buget? Bun, dacă ne luăm așa direct-indirect, pentru că datele nu sunt foarte publice, în, de, în jur de un sfert din bugetul regiunii Transnistrene merge pentru aceste domenii, securitate și apărare. Și este foarte mult. Cât, a, este foarte cât ar fi? Iarăși o estimare. Vrem doar să înțelegem uh, suma. Bun, dacă ar fi la un miliard, ar fi 250 de, de milioane. E 250 de milioane de euro buget pentru, uh, pentru sistemul pentru, de securitate, de apărare militară. Mm -hmm. Deci pe lângă sistemul ăsta de apărare, așa zis, ei mai cheltuie pe propagandă. Pe propagandă este mai mult decât pe cultură. Și noi în acel DEX am mai pus o întrebare. De ce? Uite, combustibilul în stânga este lipsit de accize. Deci el nu este supus acestor accize și ar fi trebuit să fie mai ieftin. Dar credeți că este mai ieftin? Diferența este foarte mică. De ce? Pentru că diferența se duce la gușan, așa cum se duc toate diferențele la toate alte scutiri. Uh, și deci de asta eu cred că se teme regimul de accize la tutun, la alcool și la combustibil. Pentru că acestea sunt cele mai mari. Și următoarea fază ar fi TVA-ul. Uh, TVA-ul ar fi ca în fiecare cec, în fiecare produs cumpărat, așa cum este pe drept, să se achite cele 20%, 8% în. Uh, către în... statul Republica Moldova. Da. 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 Și da. ultimul pas pe partea economică ar fi. Leul moldovenesc, să fie. Da, asta am vrut să întreb. Da. Tu crezi că asta ar pune capăt, teoretic, regimului și a fluctuațiilor monetare ascunse de acolo, din Transnistria? Asta, pur și simplu, va fi un. mai mult simbolic, poate, și va fi un indiciu că lucrurile s-au schimbat și nu va mai reveni niciodată Suvorov pe bancnota de 100 de ruble transnistriene sau care este acolo. Dar asta va fi finalul regimului separatist. Cu asta se va încheia reintegrarea economică. Dar mai există uh, in, uh, cea socială, cea politică, mult mai dificilă. Dar este mai aproape cea economică la moment. Irina, deci tu vrei să spui că după uh, intrarea codului VAMAL în vigoare la începutul acestui an, mai urmează și alte a -a ajustări legislative a, a activității economice din stânga Nistului și întrebarea mea ar fi, dar ei pot la un moment dat să spună că noi nu ne supunem? Au această posibilitate, la fel cum au posibilitatea să nu participe în acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Aha, adică, adică da, după... autoritățile de la Chișinău au niște pârghii, totuși. Da, e vorba de agenții lor economice și înregistrați la SP. Ei -i vor să facă asta, în da, ei uh, au acceptat să fie parte, nici nu s-au opus să fie parte a unor acorduri, nu doar cel de liber schimb cu Uniunea Europeană, dar cu Turcia, cu alte țări și ei au, nu au nimic împotrivă. Deci ei pot doar să refuze, să nu participe în aceste acorduri, dar mm. să refuze să achite taxe fiind la VAMA cu România, de exemplu, nu cred că pot. Irina, tu vrei să spui, acum când, iată, eu ascult această istorie deja de câteva săptămâni cu Congresul, cu ce s-a discutat, noi toți am trăit o săptămână de stres. Da. nu e așa? Tu vrei da, să da. spui că acest stres, destul de puternic prin care noi, cetățenii Moldovii, trecem, este rezultatul unor valuri pe care îi fac niște oligarhii în stânga -nistrului? Da. Așa de fapt e vorba de oligarhia de acolo stresată că pierde banii și care începe să pompeze în tot felul de acțiuni de al de, de congres și tot așa mai departe pentru ca să creeze sentimentul că regiunea se opune, dar în realitate e vorba de niște oligarhi și atât. Și în realitate nu se opune, pentru că ei toți, începând cu 2 ianuarie anul acesta, au început să achite taxele. Deci nu s-au opus, nu au făcut grevă la frontieră, nu au făcut cozi cu camioane, dar au plătit taxe și au știut că li se va cere această taxă. Este pur politic, pur propagandistic, mai bine zis. E în fiecare, uite, noi o pe săptămână ieșim cu internetul grește, dar e în fiecare zi, de luni până vineri, dacă nu greșesc, doamna Zinaida Kitscan iese și anunță buletinul de știri în limba moldovenească. Ei sunt perseverenți la acest capitol și ei vorbesc, eu trimiteam Irinei că nu avem cu cine să împartă această durere mea, ei vorbesc despre cum sunt presiuni nemai văzute din partea Chișinăului, și lumea trăiește tot mai rău și mai rău. Voi aveți surse care confirmă, infirmă, sau cum sunt oamenii de rând la asta, sau cum sunt un agent economic care a plătit până am uitat din ianuarie 2024 și să uită, hmm, nu e tak mă ajută, să de protestat, de șerul de la Crușa Roșie? Există această disonanță? Există, pentru că unele uh, poziții s-au scumpit într-adevăr și eu uh, presupun și sunt și date că unele din ele sunt scumpiri artificiale pentru a provoca această nemulțumire față de Chișinău, um, dar um, pur și simplu, dacă nu așa, atunci agenții economici de pe malul drept sunt, în, sunt discriminați și atunci ei ar trebui să protesteze. Pentru că regiunea transnistreană și așa este cu câteva uh, poziții mai sus la nivelul de business pentru că ei au acolo resurse energetice mult mai ieftine și pot să producă cu un sinecost mult mai mic uh, materia de pe care o vând de exemplu chiar și pe malul drept și deci agenții economici de pe malul drept deja trebuiau să protesteze și agenții economici reprezintă uh, cumva o mare parte din bugetul Republicii Moldova și sunt Malul drept sunt 89% din teritoriu. Regiunea transnistreană sunt 11%. Și nu ar fi corect ca cei peste sute de mii probabil de agenți economici să fie cumva în, dezavantaj față de câteva mii. Irina, dar nu ți a părut ciudat că Putin nici nu s-a bâlbâit despre stânganistrului? Ani nici nu au primit și nu au Da. Dar eu, imediat cum am văzut acea rezoluție, mi-am dat seama că nu va fi menționată Moldova la, acel, la acea adresare, pentru că, dacă îți comparăm cum s-a întâmplat cu Donbass, cu Lugansk, cu Crimea, la fel au fost diferite solicitări, dar toate aceste solicitări erau pe numele lui Vladimir Putin și erau cu cererea sau cu rugămintea expres de a alipi acel teritoriu. Dar în cazul nostru nu a fost o, o rezoluție pe numele lui Putin. A fost șapte puncte, un șir de instituții menționate și printre care și din Federația Rusă și asta a fost un indiciu că Putin nu va menționa. Dar... Și asta este un indiciu că oligarhilor din stânga Nistrului nu le trebuie niciun fel de alipire la Rusia, lor da. nu le este convenabil acest lucru. Ei au fost niște personaje convenabile pentru Rusia până în acest moment și poate vor continua să fie, pentru că datorită intereselor lor economice, ei au în stânga Nistrului ca și cum oamenii lor care se opun guvernării de la Chișinău, da? Dar ei nu vor cere această anexare pentru că lor, ei vor pierde tot ce au făcut toți anii ăștia. Așa iese. Eu chiar cred că ei se rugau în momentul în care Putin vorbea să nu-i menționeze și să nu uh, se întâmple nimic, nicio schimbare. Pentru că dacă și-ar fi dorit o schimbare, ei l-ar fi rugat direct pe tătuca Putin și uh, cu solicitarea de anexare direct, nu așa voalată. Da, senzația era că-și cum des să oricum să le șerem ajutor, dar nu cumva ei să ne răspundă cu ceva. Dar ]va. nu foarte tare, că dacă o dăm în bar, Chișinăului să nu îi spară. Ei dacă de fapt prin acest congres au încercat așa cumva pe două fronturi să fie. Nici prea tare să nu ceară nimic Rusiei că altfel o dau în bar cu Chișinăul, dar nici să nu rămână blânzi cu Chișinăul, pentru că altfel de deci ce ar fi ei aici un regim separatist. Da, ipoteza precum că Moscova de nu mai are încredere în ei sau... N-ar mai zapie, sau îi de partea ca să reprezinte zonă de interes, prioritate la moment? E, știi, după începerea războiului s-au conturat în stânga doi poli de putere sau două centre de comandă, șerif și MGB-ul de la Tiraspol sau partea uhum. asta de controlată de FSB. Eu cred că este acolo un pic de uh, contradicție și uh, posibil o să fie și anumite urmări dacă Kremlinul s-a așteptat să fie ceva mai dur din partea Tiraspolului și ei au fost cumva înmuiați. Eu admit că au fost și anumite semnale pentru Tiraspol din partea Statelor Unite, de exemplu, din partea Ucrainei să nu facă acest pas, pentru că în ajun de congres un diplomat american a fost la Tiraspol. Eu sunt sigură că au fost discuții și ei, lor le s-a spus foarte clar ce va urma dacă vor face pași nechipzuiți. De aceea, cum am mai spus și data trecută, cu cât armata rusă va fi mai departe de Transnistria și de Moldova, la general, cu atât va fi mai liniște aici și regimul de la Tiraspol va fi mult mai previzibil. Cu această notă optimistă, Irina, cu, cu această notă optimistă, propun să nu dezvoltăm subiectul, să nu dăm hrană oamenilor. Cu cât mai departe ei vor fi de noi, cu atât mai bine ne va fi nouă tuturor. Dar a fost o săptămână foarte stresantă, și pentru noi la zona de securitate. Noi, care vreau să spun că lucrăm, și acum să lucrează la un material pe care îl vom publica mâine. Cu ocazia împlinirii sau cu ocazia comemorării a 32 de ani de la începutul războiului de Penistru, care a fost un război moldorus. Și noi vom dezminte top 5 mituri despre războiul din regiunea transnistriană, printre care cine a început războiul, s-a implicat Federația Rusă sau a venit în ajutor, așa cum se spune la Tiraspol. Cine a câștigat și este oare Victor Gușan un simplu afacerist sau a fost implicat și în războiul din 1992? Eu tare sper că cei care ne privesc vor intra acum sau după ce se finalizează emisiunea, se vor abona la canalul nostru de YouTube și mâine vor privi acel material dedicat zilei de 2 martie. Și eu aștept să apară asta pentru că chiar azi căutând informații despre următorul nostru subiect pe un site care scuză-n a te recunosc în casa să mai intru, site-ul se numește RIA Novosti, poate intrați și voi și acolo era un video de sub despre un articol legat de Moldova, un video de sub explicativ, ca și cum te-ar interesa și asta poate și acolo e un video de vreo două minute și jumate, ce n-a să am întâmplat în stânga Nistrului și cum a făcut Moldova agresivă, Fascistă față de populație cu drept de autodeterminare. Wow, în două minute jumate. Așa o să să că trebuie să treabă la urmă. Foarte greu, pentru că majoritatea informațiilor despre război sunt în limba rusă, sunt propagandistice. Și noi spunem despre faptul că Moldova nu a pierdut pe câmpul de luptă în 1992, ea a pierdut la nivel informațional și diplomatic, fiind forțată să înghețe acest conflict. Pentru că acest conflict nu este rezolvat. Acest război nu a fost finalizat. Și asta ne dă nouă de înțeles că trebuie să vedem istoria, trebuie să cunoaștem adevărul, pentru că nu se termină totul la ziua de 2 martie, de puneri de flori, dar vedem că teraspolul este mereu gata să repete. Zona de securitate, la fel ca și internetul grăiești, este o redacție liberă și independentă, iar tot ce fac ei poate fi susținut de voi în cazul în care voi considerați că asta contează. Irina Tabaranu, zona de securitate, a un cont pe Patreon, uh, care... Hey și pe PayPal care au mereu loc pentru noi patroni și noi contribuții. Nu vă rușinați, prieteni, nu vă rușinați să treceți din urmăritori pasivi în suporteri activi. Am maxim că ați adună mai mult decât îi trebuie și să și cu internetul grești și cu Zola în securitate. Pară mersi, Irina, mersi, Irina. mersi Irina. pentru explicații. Săptămâna viitoare ne auzim din nou. Un weekend bun ție.